în zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahariu, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită din nou să spunem pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, slăviți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în această seară Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pentru familie. Aseară, prin harul Domnului și cu ajutorul Lui, au fost aici două mesaje pentru tineri. Și să știți că familiile se formează din tineri. Ai tineri sănătoși, vei avea familii sănătoase. Ai familii sănătoase? Ai o biserică sănătoasă. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, în această seară, vreau să apreciez faptul că sunt mulți copii aici. Mă bucur că biserica dumneavoastră încă mai dă drumul la naștere de copii. Ceea ce se întâmplă tot mai rar, din păcate. Și la noi vine al 8-lea, nu ne invidiază nimeni, să știți. Dar îi mulțumim Domnului, copiii sunt o binecuvântare. Până la urmă și gresia, și faianța, și mașinile, și casele le lăsăm aici. Însă când vom pleca de aici, împreună cu noi, vor pleca și copiii noștri. Moise nu a vrut să plece din Egipt doar cu comitetul. Doar cu păstorii. Doar cu bărbații. Au zis, nicio unghie să nu rămână în Egipt. Iubiții mei, cea mai mare binecuvântare pe care noi avem este familia noastră. La noi pe stradă, un ambasador și-a făcut o casă frumoasă. Și pentru că casa era foarte frumoasă, hoții au pus ochii pe ea. Și-a instalat sistem video, audio, de supraveghere. Acum, pentru hoții profesioniști, un sistem nou e o provocare. Și hoții au mers, i-au spart casa, au luat niște lucruri. Îi spuneam soției mele, dacă această casă era o casă de pe câmp, o cocioabă, o golibă, hoții n-aveau treabă cu ea. Însă pentru că această casă a fost o casă minunată, a fost o casă extraordinară, a fost o casă deosebită, hoții au pus ochii pe ea. Vreau astăzi să spun cu multă responsabilitate. Hoții, diavolul, nu are treabă cu familiile care sunt lui. Are treabă cu tine și cu mine. Însă am o veste bună. Dumnezeu ne păzește casa. Însă trebuie să ne păzim și noi casa. Astăzi vreau să ne uităm la o familie extraordinară. Familia lui Zaharia și a lui Elisabeta. O familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Din nou, repet, nu cu milioane de dolari mai întâi sau neapărat, nu cu mașini extraordinare, ci cu un băiat care a deschis calea lui Iisus Hristos. Și acest băiat s-a numit Ioan. Astăzi vreau să răspund la următoarea întrebare. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? Cum arată familia asta? S-a uitat Dumnezeu din cer și a zis, vreau să aleg o familie în care să-l trimit pe Ioan ca să pregătească calea Domnului. Dar, Doamne, când te uiți din cer și ai un plan pentru familia mea, pentru familia dumneavoastră, care sunt criteriile după care alegi astfel de familie? Trebuie să fie renumite? Trebuie să aibă pe cineva la Casa Albă? Trebuie să aibă neamuri nu știu unde, în America sau în România? Iubiții mei, în primul rând, prima condiție, familia pe care Dumnezeu o binecuvintează este familia care trăiește în neprihănire. Putem spune amin? Amin. Neprihănire, în sfințenie. Punem, te rog, Luca, capitolul 1, cu versetul 6. Amândoi erau neprihăniți. Amândoi? Ce frumos e și soția și soțul să tragă în aceeași direcție. Că dacă soția trage într-o direcție și soțul în alta, nu iese nimic din familia aia. Amândoi erau neprihăniți. Dar vă rog să ascultați foarte bine. Luca 1, cu 6, dacă poți să afișezi, te rog.
Amândoi erau neprihăniți înaintea păstorului. Înaintea comitetului. Am fost în familie cu frați proroci. Când intra prorocul, alerga sora după fustă, după batic. Repede, ce-o veni prorocul. Dar eu vreau să vă întreb, când nu vine prorocul, putem umbla cum vrem? Putem face ce vrem? Iubiții mei, întotdeauna noi trebuie să fim neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Eram plecat, să spun asta pentru teenagers, eram plecat în Timișoara la facultate. Nu mai era păstorul cu mine, nu mai era comitetul, nu mai erau părinții. Și spuneau colegii, Cristi, nu mai trebuie să fii la 10 seara acasă. Acum poți să petreci timpul în oraș până la 12-1 noaptea, în cluburi, că nu te mai văd păstorii. Nu te mai văd oamenii. Și am zis, nu mă văd oamenii, dar mă vede Dumnezeu. Slăvei să fie Domnul. Iubiții mei, e așa de important să fim neprihăniți. Sfințenia îți dă autoritate. Am crezut uneori când vorbeam cu cei 7 copii pe care i-am, că dacă strig mai tare, o să fiu mai autoritar. Spunea cineva, strigă mai încet, că faptele tale oricum strigă mai tare ca și vorbele tale. Avem acasă copii, iubiții mei. Să știți că copiii noștri nu se impresionează de predicile de la amvon. Ei se uită cum trăim acasă. Vrei să ai autoritate în fața copilului tău? Trăiește o viață de sfințenie. Îmi spunea o tânără, nu de mult, frate Cristi, tu îmi spui să-l ascult pe tata, dar eu l-am prins pe tata cu minciună. Cum să-l ascult când tata minte? Îmi spunea un alt băiat, tata m-a prins cu țigara în gură undeva la școală, am fumat pe ascuns și m-a bătut cu o curea lată. Problema este că și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. Și atunci mie nu m-a mai fost frică de cureaua lui. Dar frate Cristi, dacă ar fi trăit frumos cu Dumnezeu, aș fi avut respect față de el. Iubiții mei, în seara aceasta, haideți să ne facem o verificare. Nu cumva să deschidem o ușă prin care să intre păcatul. Îi spune Dumnezeului Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, și ascultați-mă bine, dacă păcatul care pândește ar lovi numai noi ca părinți, mai trecem. Problema este că păcatul lovește în copii. Vreau să vă întreb, a putut spune David lui Amnon ceva după ce Amnon a făcut păcatul acela? Nu a putut. Cu ceva vreme înainte făcuse el un păcat cu Bathsheba. Și păcatul care intră în casa ta, în familia ta, îți va distruge familia, îți va distruge copiii. Eu mă rog astăzi Dumnezeu să lase protecția lui peste noi. Iubiții mei, spune Biblia despre Noe că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu s-a gândit care e familia pe care să o salveze, a zis, vreau să salvez pe Noe, dar vreau să salvez și pe soția lui și pe copiii lui. 2. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? În al doilea rând, iubiții mei, este familia care slujește Domnului. Dar de ce mai important prima dată să fiu neprihănit și apoi să slujesc? Când trăim o vreme când mulți ajung la amvon. Când mulți când. Trăim o vreme când oamenii slujesc. Dar mai întâi e important să fii curat. Soția mea când fierbe laptele, când face mâncare, la fel ca soțiile dumneavoastră, alege mai întâi vasul curat. De ce? Pentru că cel mai bun steak din America, dacă îl pui într-o farfurie murdară, nu va curăți farfuria, ci farfuria murdară va compromite mâncare. De aceea e foarte important când Dumnezeu îmi dă o poezie, o profeție, o cântare, un mesaj, mintea mea, viața mea să fie curată, pentru că mesajul curat, ascultați-mă bine, dacă eu sunt păcătos, nu mă va curăți. Și păcatul din mine va compromite mesajul care vine de sus. De aceea e foarte important să vină un mesaj curat într-o inimă curată. Că atunci când vin în fața bisericii, biserica să servească din farfuria mea, din ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Uitați ce spune Biblia aici. Amândoi erau neprihăniți și păzeau fără pată. Versetul 8. Pe când slujea Zaharia înaintea Domnului. Înaintea lui Dumnezeu. Orice slujire pe care noi o facem, iubiții mei, nu o facem să fim noi înălțați. O facem să fie Domnul înălțat și lăudat. Și trebuie să fim conștienți. În România, în urmă cu vreo 28-30 de ani, un frate care cânta la acordeon de mai bine de 20 de ani, ajunge undeva lângă zona Lugojului.
Și-o mers în fața bisericii și-o cântat. Deja știa, de 20 de ani era expert la acordion. Și iese o prorocie din sală. Bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? Dar de 20 de ani când? Da, da, tu cânti pentru mine, cânti pentru slava ta, cânti pentru like-uri, cânti pentru oameni. Iubiții mei, m-am speriat când am auzit prorocia asta. Pentru că Dumnezeu vede nu doar slujirea noastră, vede și motivația noastră. Și tu poți să ai o slujire bună și o motivație greșită. Mă rog astăzi, Dumnezeu să ne ajute să slujim ca înaintea Lui. Amin. Cum stai tu cu soția și cu familia? Mai slujești înaintea Domnului? Zaharia și Elisabeta, iubiții mei, slujeau. Eram undeva în județul Vâlcea, în urmă cu câteva luni de zile bune. Eram plecat de acasă de joi. În țară, când sunt plecat, îmi iau cu mine 2, 3, 4 copilași, că vreau să crească în slujire, vreau să crească în biserică. Și am spus fratelui păstor, la ora 8, seara, eu voi pleca direct acasă, nu mai rămân la nimic, la masă, la nimic, pentru că sunt plecat de 4 zile cu 2 copii. La ora 8 fix am ieșit din biserică și am plecat. În curte era pietriș pe jos. Și când am ieșit din biserică, am auzit în spatele meu pe cineva în cărucior. Încerca să mă ajungă. M-am întors și am văzut o femeie fără picioare. M-am gândit în mintea mea, o auzi că ne ocupăm cu cei săraci și sigur vrea niște bani. Și am băgat mâna în buzunar, că dacă o femeie fără picioare își cere un ban, mă gândesc că are tot dreptul să o fac. Numai că am rămas cu mâna în buzunar, pentru că ea a scos un plic din geantă, din bojeta ei, și-o zis, frate Hriste, am auzit că vă ocupați cu anumite cazuri mai grele. Vreau să dau și eu ceva pentru Domnul. Am zis, soră, nu-și cere Domnul ție nimic, că tu ești cu picioarele tăiate, tu nu ai picioare. Tu ai tu nevoie. Și i-au zis, n-ai voie să oprești o binefacere. Vreau să trimit și eu ceva în cer. Între timp a venit soțul ei lângă ea, un soț sănătos. M-am uitat la ei la amândoi. Am zis, mă, probabil că ea o fi suferit o boală mai grea. Eu fi fost tăiate picioarele și i-au zis, frate Cristi, în ziua anunții eram tot fără picioare. M-aud băieții? Care caută fete ca să se căsătorească? Și mulți băieți caută cu batax, cu unghii vopsite, cu gene false. Doamne, ai milă de noi! Amin. Și băiatul ăsta și-a luat o fată, o soție, fără picioare. Ce sacrificiu a fost acolo? Și îmi spune sora, frate Cristi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 7 copii și toți sunt în biserică. În momentul ăla am înlemnit oameni buni. Am rămas mirat. Ce vor spune mulți în judecății care au refuzat copiii și nu le-a trebuit copii? Și o femeie fără picioare pe cărucior, 7 copii. Să știți că Dumnezeu în lumea asta își ridică mărturii pe care noi nu le cunoaștem. Dar în ziua judecății va închide gura la mulți. Am plecat cu plicul ăla. 150 de lei înseamnă 40 de dolari în banii voștri. Am plecat cu înlăcrimat, cu lacrimi în ochi. O familie care a zis, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Nu au zis, frate păstor, mie când îmi vin banii, că uite ce bolnav sunt. Nu, nu au cerut, au vrut să dea. Familia pe care Domnul binecuvintează, iubiții mei, este familia care slujește. Și vreau să vă mai spun două lucruri. Ăștia slujeau chiar dacă erau înaintați în vârstă. Așa spune aici Biblia, că erau înaintați în vârstă. Nu au zis, mă, noi suntem bătrâni, noi nu mai facem nimic, lasă să facă alții. Nu. Și doi, ăștia slujeau chiar dacă erau bașocoriți. Auziți? În Luca 1 cu 36, dacă poți te rog să afișez, îngerul din cer știa că era bașocorită Elisabeta. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit. Luca 1 cu 36. Și ia un fiul la bătrânețe. Ia căreia îi se zicea stearpă. O veni stearpa să ne învețe. Să facă școală duminicală cu pruncii noștri. Câte batjocuri o mânca femeia asta? La fel ca și Ana. Am un cuvânt pentru toți cei prezenți astăzi. Dacă ești batjocorită sau batjocorit, pentru numele Domnului pe nedrept, continuă să faci voia Domnului. Vine ziua când Dumnezeu îți va ridica batjocura. Ana a mers la templu. Nu a dus-o pe Penina la comitet. S-a rugat pentru Penina, și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și dați-mi voie să apreciez toate mamele care fac sacrificii incomensurabile. Că un bărbat lucră de la 8 la 5. O mamă de la 8 la 8. 24 din 24.
Uitați-vă la Ana, mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copiii cu care Dumnezeu va vorbi. Doamne, ai milă de noi! Mă duc mai departe, iubiții mei, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care își cunoaște locul. Spune Biblia aici, în Luca, capitolul 1, cu versetul 8. Pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. Nu au zis pe mine, mă bagi în față că eu sunt mai cu experiență. Lasă pe alții. Nu. Frate păstor, când îmi vine rândul? Atunci e foarte bine. Ce frumos e să ai în biserică familii care își cunosc locul. Vreau să vă întreb, dacă aveți acasă un ciocan, un patent, o drujbă, ce folos că e în South Carolina dacă nu-i la tine acasă? Când ai nevoie de ea, nu o găsești unde e. Și când n-ai nevoie, te împedești de ea. L-ați văzut lucrul ăsta? Uitați-vă, familia pe care Domnul folosește își cunoaște locul. Ce frumoasă este expresia asta în limba română. Mă, ăștia-s oameni la locul lor. Când vrei, când ai nevoie de ei, când ai nevoie să se implice în ceva, știi la cine apelezi. Am un prieten undeva în județul Arad, la Nădlac, undeva la 18-20 de ani, omul ăsta a fost penticostal, dar nu a fost pocăit. Știți că mai sunt și din ăștia. Îs penticostal, dar nu-s pocăit. Știți? Domnul să aibă milă de ei. La voi nu cred că sunt slăviți să fie Domnul, numai la noi. Dar trebuie să vă vedem câțiva. Să vă trimitem pe aici cu viză cu tot. Poate să convertiesc. Dar ei zic, măi, eu sunt penticostal. Hai să vă spun ceva. Când ești pocăit, nu trebuie să faci reclamă, că se vede. Trebuie să faci reclamă de multe ori când nu se vede. Trebuie să zice... Știți? Și omul ăsta vindea, duminica era pe piața de mașini. Nu știu dacă aveți și voi de ăștia care duminica sunt piața de mașini. Tot plecat era. Și într-o zi l-au prins niște oameni, certați cu legea din Craiova, i-au luat tot. Piese, tot. O zis, nu mă omorâți că am 5 copii acasă, au vrut să-l omoare. O umblat 2 săptămâni după ei să se răzbune. Vă dați seama ce penticostal era. După 2 săptămâni era acasă la Nădlac, la intrare în țară, și-o trimis Dumnezeu un proroc din Vaslui. Asta e aproape de Republica Moldova, Vaslui. 18 ore au făcut prorocul cu trenul încolo, 18 ore înapoi. Când prorocul a coborât în gara din Arad, după 18 ore cu trenul, a zis prorocul, Doamne, pentru un mesaj de 3 minute mă trimiți 18 ore? De ce n-ai trimis pe altcineva? Și-a zis Domnul, astăzi când am avut nevoie de un proroc, n-am avut un proroc mai aproape disponibil. Am proroci, am predicatori, am cântăreți, numai că nu toți sunt disponibili. O intrat prorocul, Dumnezeu i-a dat strada, adresa, numărul, o intrat în casă, a avut un mesaj profetic pentru prietenul meu, omul ăsta a căzut cu fața la pământ. Și atunci s-a pocăit, s-a întors la Domnul. De atunci până astăzi merge la biserică, slujește, știți de ce? Că pe un proroc din Vaslui, când Dumnezeu a vrut să-l folosească, l-a găsit la locul lui. Te întreb astăzi în numele Domnului, ești la locul tău? Habacuc capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu. Are Dumnezeu un loc pentru fiecare în biserică și așa de frumos când fiecare ne cunoaștem locul și ne completăm. Iubiții mei, nu suntem perfecți. Eu când m-am căsătorit, nu zic Domnul, îți dau ajutorul perfect. O zic, îți dau ajutorul potrivit. E diferență. Dar ne completăm unii pe alții. Dacă toți am pune taile, ar fi greu, nu? Cine mai face stâlpi? Cine mai face ruful? Cine mai face altceva? Dar ne completăm. Unul are o cântare, altul are o poezie, altul are o mijlocire, altul are o prorocie. Dar e frumos când Dumnezeu vrea să te folosească să fii la locul tău. 3. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? În al patrulea rând, iubiții mei, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care se roagă. Uitați ce spune aici. Versetul 13. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Dacă Zaharia s-a rugat, cu atât mai mult Elisabeta s-a rugat. Că era bajocorită că n-avea copii. Astăzi ești bajocorită dacă ai copii. Știți? Vremurile s-au mai schimbat. Dumnezeu a rămas același. Slăviți să fie numele Lui. Nu te teme, Zaharia. Când ai rugăciuni în cont, indiferent ce criză ar veni peste tine, nu ai motive să-ți fie teamă. Cum stăm cu rugăciunea în familie? Îmi scria o tânără acum undeva la 10 ani de zile. Frate Cristi, i-am arătat și soției mele scrisoarea. Tatăl meu dă îndemn în biserică, dar în 20 de ani nu ne-a chemat odată să facem o rugăciune cu familia acasă.
Iubiți frați, iubiți bărbați, mă adresez dumneavoastră cu respect. Suntem responsabili să ne chemăm familia la rugăciune. Amin. Amin. Pe noi ne-a pus Domnul preot în casă. Dumnezeu, Iisus, Duhul Sfânt, tata, mama și copiii. Amin. Nu lăsați o zi să prindă volanul. Pentru că mașina merge în prăpaste. Cunosc astfel de familie. Și n-am putut să o acuz pe sora că a pus mâna pe volan. Că mergea toată familia în prăpastie și a trebuit să-și cheme ea la rugăciune familia. Pentru că bărbatul nu și-a mai făcut parte. Ești responsabil să te rogi cu copiii tăi. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. 25.000 de cazuri de divorț s-au studiat în Europa. Aveau casă, mașină, bani, aveau tot ce le trebuia. Cel care a studiat cele 25.000 de cazuri a văzut că din toate cele 25.000 lipsea rugăciune. Fiți, vă rog, foarte atenți. Uitați-vă, familia e ca un triunghi. Dumnezeu în vârf, tata și mama. Pe cum cei doi, soțul și soția, se apropie de Dumnezeu, uitați-vă bine. Se apropie și unul de altul. Se apropie și unul de altul. Nu banul ne ține împreună, nu confortul, rugăciunea. Dumnezeu, prezența Lui în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Cum stai cu rugăciunea? Spune aici bine, fratele, că suntem aici în biserică pentru că mulți s-au rugat pentru noi. Am fost plecat lângă Arad, în județul Arad, la Ineu. La o seară de priveghi. Aveți și voi o seară de priveghi mâine seară. Nu știu dacă au fost 15 persoane prezente. Și la final am mers la masă, pentru cei care au fost de la distanță, s-a dat o masă. Și m-am uitat la nepotul doamnei, sorei care a murit. Și am văzut că nu bagă nimic în gură. M-am uitat la soția lui, nu s-a atins de nimic. Și am zis, de ce nu mâncați? Vă doare că a murit bunica? Și am zis, nu. Dar de ce nu mâncați atunci? Și am zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical, spunea ea. Eu sunt asistent. Când bunica, prin alianță, a murit, pe mine a căzut sarcina să o schimb. Când i-am dat ciorașe pe picioare, am găsit doi genunchi bătătoriți, ca de cămilă. Frate Cristi, avem casă, mașină, sănătate, avem de toate. Și am crezut că le merităm. Însă când am îmbrăcat-o pe bunica în ziua morții ei, mi-am dat seama de fapt că n-am meritat nimica. Dimpotrivă, o femeie în vârstă, nelipsită de la biserică, se ruga și la biserică și acasă pentru noi și stătea între cer și pământ și mijlocea pentru noi. Frate Cristi, cum să mâncăm? N-avem poftă de mâncare, că peste genunchii ăștia, mâine, spuneau ei, se vor arunca bulgări de pământ. Le-am spus ceva frumos, mâncați liniștiți, că bulgări de pământ acoperă genunchii noștri, dar rămân rugăciunile înaintea cerului. Pământul acoperă trupul nostru, dar nu poate acoperi faptele noastre. Cum stai cu rugăciunea? Cum stau cu mijlocirea în familie? Dumnezeu în seara aceasta ne cheamă să ne verificăm familia. Copiii tăi când vor pleca din casa ta să plece cu acest gând, tata o să ruga pentru mine. Am vorbit cu un băiat din Spania, 10 ani era plecat de acasă. Și o zis, frate Cristi, în 10 ani am avut nenumărate ocazii să păcătuiesc. Mă chemau fete la ele acasă. Nu mă verifica nimeni. Tata și mama erau în țară. Însă știi ce frică mi-a fost, o zis el? Pentru că am acasă un tată care la 4 dimineața primește poezii prin Duhul Sfânt. Am o mamă care merge cu batic în față și pune sfeclă și culege porumb și sapă porumbul. O femeie cu frică de Dumnezeu. Cum aș putea eu să mă duc să păcătuiesc, să-mi bat joc de ei? M-a ținut de Cristi rugăciunile ei, rugăciunile lui. M-a ținut pocăința părinților și frica de Domnul pe care au implementat-o în mine. Doamne, binecuvintează-ne pe toți cu acest duh al rugăciunii. 5. Cum arată familia pe care Domnul o binecuvintează? În al cincilea rând, iubiții mei, este familia plină de Duhul Sfânt. Luca 1:41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acum o să zică surorile, numai pe noi dai așa, ai? Uitați-vă, Luca 1:67, Zaharia tatălui s-a umplut și el de Duhul Sfânt. Luca 1:67. Când ai doi părinți plini de Duhul Sfânt, ce poți să iasă de naștere? Un derbedeu, așa e? Nu. Spune Biblia Luca 1:76, tata îi prorocește băiatului. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt.
Vezi? Când ești tu plin de Duhul Sfânt, poți să ceri copilului tău să fie plin de Duhul Sfânt. Când te rogi tu, poți să ceri copilului să se roage. Dacă când stai tu acasă că joacă Barcelona cu Realul, poți să-i spui la prunc să meargă la biserică? Niciodată. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Copiii iubiții mei nu fac ce spun părinții. Copiii fac ce? Fac părinții. Nu-mi imaginez. Am auzit în America și în România. Mă zice, multe familii seara, duminică, seara, nu mai vin la biserică. Vin numai dimineața. Cum să stai acasă dacă nu ești bolnav? Păi dacă în ziua aceea Dumnezeu împarte trei daruri de prorocie, eu stau acasă la meci? Eu stau acasă în pat? Stau acasă și mă uit la tavan? Ori de câte ori este program aici, Dumnezeu să ne ajute să fiți prezenți și să fim prezenți. Aici de Domnul binecuvântarea. Iubiții mei, umplerea cu Duhul Sfânt nu se întâmplă în timpul nopții. Mă culc seara răbdător și mă trezesc dimineața cu îndelungă răbdare. Nu se întâmplă așa. Umplerea cu Duhul Sfânt se întâmplă la rugăciune, la post, la mijlocire, la părtășie. Când Dumnezeu s-a uitat, vreau să trimit un băiat să deschidă calea lui Iisus, o zis, vreau să aleg doi părinți plini de Duhul Sfânt. Te-ai gândit că poate în familia ta Dumnezeu va trimite un evanghelist pentru America? Dumnezeu va trimite un proroc pentru Knoxville? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Dacă tu cu soția sunteți oameni plini de Duhul, eram undeva și un băiat s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, vă rog să mă iertați, zice, n-am vrut să spun asta, m-a scăpat. I-am zis, mă, soția mea când face mâncare acasă, nu spune, Cristi, m-a scăpat cu o ciorbă rădăuțeană. M-a scăpat cu un borș. N-ai cum să-i descap. Aia ai avut, aia ai pus înainte. Fiecare dă ce are. Din prisosul inimii, vorbește gura. Eu n-am cum să mă uit în inima ta și în inima mea. N-am cum să privesc înăuntru. Dar sunt atent la ce vorbești. I-am spus acelui băiat, dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbire în alte limbi. Te scăpai cu Domnul să te binecuvintează. Nu? Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt astăzi. Și să nu uitați că sunt trei părți ale umplerii cu Duhul Sfânt. Armătura Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt și doar apoi să căutăm darurile. Că îmi scria cineva, Frate Cristi, eu vreau darul prorociei. Zic, mă, cum stai cu armătura? Că darul prorociei e un diamant. Dacă nu-l învelești în armătură, vine hoțul și ți-l ia. Mai întâi armătura, apoi roada și de darul se ocupă Domnul, slăvit să fie numele Lui. 6 și 7 și am încheiat. 6. Cum arată familia pe care Domnul binecuvintează? În această de rând, iubiții mei, această familie e familia în care ceea ce spune Domnul are mai mare valoare decât ce spune omul. Uitați ce spune aici. Luca 1 cu 59. Elisabeta a născut, s-a născut Ioan și în ziua a 8-a au venit să taie pruncul împrejur. Și voiau să-i pună numele Zaharia. Era un obicei la evrei. Primul născut moștenește numele tatălui. Și acum au venit vecinii, au venit neamurile, au venit verișorii, cumnații, surorile. Să știți că ăștia când vin, vin cu multe păreri. Te-ați vin cu sfaturi. Fă așa, fă așa. Și de multe ori am vrea să nu-i supăreau, așa-i? Elisabeta însă a zis, eu nu vreau să supăr pe Domnul, că neamurile vin și pleacă. Dar eu cu Domnul rămân. Luca 1 cu 60. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu! Ci are să se cheme Ioan. Am văzut foarte mulți tineri care au zis, Doamne, binecuvintează-mă în căsătorie. După ce i-au binecuvântat Domnul în căsătorie, au zis, Doamne, acum nu mai avem nevoie de tine. Ne programăm noi prunci, rezolvăm noi cu toate. Nu. Știți care a fost secretul la Zaharia și Elisabeta? Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile. Că sunt unii care păzesc poruncile, dar nu mai păzesc rânduielile. Elisabeta nu a zis, măi, eu iubesc pe Domnul până mi-l dă pe Ioan. După ce mi-l dă pe Ioan, nu mai am nevoie de Domnul. Nu. Chiar dacă s-a născut Ioan, îngerul a spus să-i puneți numele Ioan. Iubite, iubite mamă, iubite tată, pentru fiecare din copiii tăi Dumnezeu are un plan. Oare stai cu urechea deschisă la vocea lui Dumnezeu ca să știi cum să-ți ghidezi copiii? Avem acasă un băiat, e cel mai... Nu știu cum să spun, că nu vorbesc urât. Cel mai, așa, plin de energie. Zici că bea Red Bull în fiecare zi. Așa îți vine să crezi. Și nu are numai 7 ani.
Nu odată și eu și soția ne-am luat de cap. Nu știm ce să mai facem. Și mi-a spus Domnul acum în Detroit, ăla care e mai răzvătit o să fie cea mai mare binecuvântare pentru voi. Așa ne-am schimbat și ne-am bucurat. Bine, nu zic Domnul că următorii 10 ani o să fie calvar. Nu zic Domnul asta. Știți? Încă mai durează. Dar am un Dumnezeu care știe să schimbe. Dar m-am bucurat și am spus soției, vezi ce bine e să ne spună Domnul ce plan are pentru el. Că dacă Domnul zice vreau să-l folosesc, atunci și eu ca tată și ca mamă știu ce să pun în el. Am văzut la voi, asta am fost până la Amish, la comunitate, am văzut o grămadă de solare, greenhouses, cum spuneți voi aici. Și eu am făcut acasă solar, că mulți tineri vreau să vină la solar să se bronzeze, știți? Și am zis, mă fac solar, au gratis bronzat, au și transpirație și tot. Și am făcut un solar de ăsta pentru legume. Am văzut ceva, dacă pui ceapă, îți dă ceapă. Dacă pui roșii, îți dă roșii. Undeva prin luna aprilie am semănat, ridic, ceapă, roșii, am crezut că au intrat în biserică, nu au venit unul. Să vedeți prin luna august. Frate Cristi, am auzit că Domnul te-a binecuvântat. Nu mă vedeai cum vineau pe la mine, mă, dar ce frumoase roșii, hai să zice, extraordinar. Dați seama că, ascultați-mă, la seceriși vor mulți, la semănateți puțini. Vreau să vă spun că dacă nu pui nimic în solar, știți ce iese? Nu vă grăbiți, nu spuneți că nimic, că ar fi fain, mă, nu pui nimic, că nu iese nimic. Iese buruiană. Vrei în inima copilului tău să iasă ceva bun? Seamănă ceva bun. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. La fel cum mergi în solar și câteva ore stai a plecat, transpiri. Te sacrifici. Pentru ce? Pentru niște roșii. La fel trebuie să ai grijă de copiii tăi. Pentru că ei vor aduce un rod într-o zi. Și știi ce vor rodi? Ce am semănat? Doamne, dă-ne putere să fim atenți la vocea Ta. Familia pe care Domnul binecuvintează e familia în care ceea ce spune Dumnezeu are mai mare valoare decât ce spun oamenii. Într-o zi Pilat l-a legat pe Iisus Hristos. Au pus să-L bată cu nuiel. Și-au vrut să-I dea drum. Apoi. Chiar soția lui a venit și-a zis, m-am visat cu neprihănitul acesta. Apropo, să nu vă mulțumesc cu visele în viață. Că am văzut mulți oameni care visează noaptea frumos cu Domnul și ziua fac cu diavolul. Păi dacă e neprihănit, fii și tu neprihănit. Mă așteptam pe soția lui Pilat să o văd la cruce, să o văd în odaia de sus. Nu să rămâi numai la un vis. Că la bani o visa frumos. Ce-o visa la bani? O spus să n-ai de-a face cu Iacov. Și ziua aș căuta idolii. Știți? Nu. Dacă ai visat frumos noaptea, trăiește frumos și ziua. Și Domnul îți va da și alte vise. Și alte descoperiri. Și Pilat a vrut să dea drumul lui Iisus. Dar o spus aia, dacă dai drumul, nu ești prieten cu Cezarul. Și pentru Pilat, prietenia cu Cezarul a fost mai importantă decât prietenia cu Iisus. Iubiții mei, spunea Iosif Flavius, un mare istoric din vremea aceea. 3 ani și ceva au mai rămas Pilat pe tron. Cezarul l-a dat jos și a pierdut și prietenia cu Cezarul și a pierdut și prietenia cu Iisus. Eu vreau astăzi să rămân prieten cu Iisus. Că spunea o cântare străbătând în lung și în lat, lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat. Cei mai mulți prieteni sunt prieteni cu tine câtă vreme le dai ceva. Iisus este prieten cu noi că El ne-a dat ceva. S-a dat pe sine însuși pentru noi, slăvit să fie. Și în ultimul rând, vreau să închei, familia pe care Domnul binecuvintează este familia care binecuvintează și ei pați. Parcă ăsta e mai greu un pic punctul ăsta. I-am spus soției mele, Dumnezeu ne-a dat nouă ce ne-a dat, nu ca să facem acasă baltă, ci să avem râu. Știți care e diferența între baltă și râu, între lac și râu? Când ai un lac, tot e a tău. Când e râu, pescuiești, dar ai cum să prinzi tot, mai merge și la alții. Iubiții mei, de la 12 ani m-am născut cu gândul acesta și am crescut cu gândul acesta. Nu vreau să fiu o povară pentru biserică, vreau să fiu o binecuvântare pentru biserică. Uitați ce spune Biblia aici. Luca 1:42. Hai să citim și 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și ce face o femeie plină de Duhul Sfânt? Ea a strigat cu glas tare.
către Maria. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Familia care, pe care Domnul binecuvintează este familia care și ea binecuvintează pe alții. Când ai binecuvântat ultima dată pe altcineva? În 2013 m-am mutat la Deva, în urma a două mesaje profetice, de la o biserică de 1000 de persoane la 300. Am fost bajocorit, făcut cu om și cu oțet. Mă, tu ce mulți, de la mulți la puțini? Păi nu mă interesează că sunt mulți sau puțini. Important e să fiu în voia Domnului. Asta e important. Și în 2013 am văzut că o femeie de pe rândul 4, o soră mai în vârstă, 60 de ani, 60 spre 70, la fiecare binecuvântare de copil venea cu o plăsuță în mână. Inițial am crezut că sunt nepoții ei. Dar am văzut apoi că are cam mulți nepoți. Azi, mă, n-are cum să fie toți nepoții ei. În 2015 l-am dus pe Ianis, al treilea băiat al nostru, la binecuvântare. Și a venit și la noi sora Ioana cu o plăsuță în mână. Când am ajuns acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost cadou de la sora Ioana. De ce? Că eram lacom? Nici vorbă. Dar ce vreau să văd? Vreau să văd ce cadou poate face o femeie bolnavă. Sora Ioana era o soră la care îi curgeau ochii în continuu. Avea probleme cu ochii, mergea la medici. Medicii nu i-au găsit niciun tratament. De multe ori sora Ioana cu soțul au venit înaintea mea la biserică. Și eu cu mașină din 2016 ia pe jos. Mi-era rușine, îmi crăpa o brază de rușine. Știți? Nu caie de la mașină arată ce pocăință ai, ci iubirea din inimă. Și m-am dus acasă și am desfăcut cadou. Și când am desfăcut cadou, am găsit un costumaș de lână, tricotat manual, de sus până jos. Muncea săptămâni întregi pe un astfel de costumaș. N-avea nicio datorie să împartă la nimeni. Dar sora ea a avut un principiu. Vreau în ziua când plec de aici să rămână ceva în urma mea. Tu ai principiul ăsta? Că nu putem duce cu noi în mormânt nimica decât faptele noastre, cu ale mele de aici. Ultimul mesaj care l-am pe telefon aici pe WhatsApp este din 3 decembrie 2022, anul trecut. Într-o sâmbătă mi-a scris pentru ultima dată: frate păstor, mâine la binecuvântare câți copii sunt? Și am zis: doi. Cine? Al șaptelea băiat al meu și o familie, o fetiță, al treilea copil. O zis: mulțumesc, mă duc să pregătesc costumașul. N-am știut. A doua zi de duminică, printre alți musafiri, au venit și sora Ioana. Tot mai greu venea. Și au zis: în numele Domnului. Și am zis: mulțumim, ne-am obișnuit deja cu cadourile de la ea. După câteva săptămâni, am văzut că locul al patrulea, pe stânga, la surori, era gol. Și am zis: frate păstor, unde-i sora Ioana? Și au zis: în spital. Vreau să vă spun ceva astăzi. Poate vă supărați, poate nu. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi remarcată. Parcă simțeam că nu mai puteam predica. Parcă simțeam că ceva lipsește. Deși avem și noi stație, ca și voi, proiector, avem de toate, pian. Dar să știți că binecuvântarea nu dă pianul sau proiectorul, ci oamenii care umblă cu Dumnezeu. Apoi am auzit că sora Ioana a ajuns la reanimare. Apoi, după încă câteva săptămâni, sora Ioana a închis ochii. Am fost la mormântarea ei într-o sâmbătă. Erau multe familii, undeva în partea stângă. În partea dreaptă erau prieteni de familie. Și atunci când am predicat, am văzut că oamenii plângeau. Nu din cauza predicii mele, ci din cauza că și eu și ei aveau acasă câte un costumaș de la sora Ioana. O femeie care nu a avut profil pe Insta, nu a cunoscut-o nimeni. Nu a știut multă lume de ea, dar a cunoscut-o cerul. A plecat din lumea asta, este înmormântată astăzi, dar costumașele ei sunt la noi acasă. Știți de ce? Că oamenii lui Dumnezeu caută să lase ceva plăcut în urma lor. Închei cu acest exemplu al muștelor și al albinii. Poate aveți albine acasă. O albine trăiește în medie 30-45 de zile. În 30 de zile o albină face o linguriță de miere. Dimineața când beți un ceai sau o cafea și puneți o linguriță de miere, să nu uitați, toată viața unei albine, voi ați spus-o într-o linguriță.
Eu dacă aș trăi 30 de zile, vă spun sincer că nu m-aș gândi ce să lasă în urmă. O albine trăiește puțin și lasă în urmă miere. Musca lasă în urmă gunoi. Dacă m-aș aduce miere făcută de muște, ați mâncat careva? Nimeni. De ce? Că știu pe unde umblă musca. Știu pe unde umblă musca. Aveți mare grijă la oamenii care umblă prin gunoaie și apoi vin și le lasă în inimile voastre. Aveți mare grijă. Fugiți de astfel de oameni. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru un kilogram de miere, ascultați-mă bine, 1200 de albine culeg polen și nectar din 2 milioane de flori și parcurg undeva la 35.000 de mile să facă asta. Se face ușor miere, așa-i? Dau un kilogram de gunoi. Câți kilometri faci pentru el? Nimic. Imediat s-a făcut. Iubiții mei, am vrea astăzi să lăsăm în urma noastră miere. Să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Zaharia și Elisabeta au plecat de pe pământul ăsta. Dar înainte să plece, ori au auzit o veste extraordinară. Copilul lor, au ajuns un om al lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a deschis calea înaintea lui Iisus. Ioan a avut integritate, verticalitate. Uitați-vă la Erod. Ce i-a spus la Erod? Te-am văzut la mol cu aia. Ce bine stă cu aia. Așa i-a zis? Nu. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevastă fratelui tău. Și Erod l-a băgat la închisoare. V-ați întrebat vreodată? De ce a zis Erod? De ce a zis mama Irodiadei? Cere capul lui Ioan Botezătorul. Când Erod a zis, dacă jumate din împărăție îmi cer, îți dau. V-ați întrebat cumva de ce? Știți de ce? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate dintr-o împărăție. Cât valorează un sfânt, oare? Noi tot avem expresia aia românească. Capul pleca, sabia nu-l taie. Și înjură colegii lângă noi și noi plecăm capul. În loc să le spunem, nu-i bine ce faci. Face șeful prostii, poate, pe lângă noi și noi, capul pleca, sabia nu-l taie. Și mă zice, nu zic nimic. Irod s-a uitat la Ioan. Și Ioan, Biblia spune că Irod îi dădea like la predicile lui Ioan. Vă dau un verset biblic. Că lui Irod îi plăcea cum predica lui Ioan. Știți cât timp? Cât vreme a predicat alții. Frate Cristi, m-a zis cineva, așa bine le-ai spus-o la ăștia, dar bine le-ai spus-o. Și într-o zi am spus eu lui bine. De atunci nu mai salută. Ați înțeles? Oamenii apreciază că spui adevărul. Știți până când? Până le spui lor adevărul. Oamenii apreciază că ești un om sincer până când e sincer cu ei. Și îl întrebi, unde ai fost martă trecută când era rugăciune? Gata, s-a dus. O zis Irod, Ioane, dar bine predici. Le-ai spus-o la evrei ăștia? Până în ziua când Irod, Ioan s-a uitat la Irod și i-a spus lui pe nume. Iubiții mei, ascultați-mă, Ioan a fost ca o albine. Nu trăi mult, dar o trăi cu folos. Nu trăi mult. Că alții trăiesc 80 de ani și lasă numai gunoi în spate. Ioan a trăit puțin, Iisus a trăit puțin. Că nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile din Knoxville. Să facem să fie în familia noastră prezența Lui, binecuvântarea Lui. Și la final când vom pleca și va ninge de jos în sus, toți să plecăm la cer. Amin.